Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi vă invităm să-l cunoaștem pe artistul Alexandru Glasin, un Rembrandt al României, așa îi spun cunoscătorii. Dacă o să vizitați Muzeul Municipal Mediaș și o să vizitați această expoziție, o să înțelegeți de ce spunem un Rembrandt al României. Noi astăzi vrem să-l cunoaștem pe domnul Alexandru Glasin, expune la Mediaș după 30 de ani, într-o dată de 26, când la 26 de ani expune într-o galerie la București. Nu întâmplător, spuneam eu, toate aceste cifre și poate nu întâmplător după 30 de ani, iată din nou la Mediaș. Bine ați venit la Mediaș! Eu vă mulțumesc pentru ceea ce vreți să faceți pentru mine și vreau să vă spun că până la Rembrandt mai e încă un drum foarte lung. Rembrandt, de fapt, este cel mai modern pictor din toate timpurile. Deși este un mare portretist, cu linie clasică și anatomie extraordinară, totuși prin tehnica pe care o practicat-o pe pânzele lui, este cel mai modern pictor pe care l-a avut omenirea. Cel mai mare și cel mai tehnician pictor. Și ceea ce eu fac ca să... Nu ca să ajung un Rembrandt, pentru că Rembrandt a fost în epoca lui, noi suntem în epoca noastră, dar modernitatea este știința și tehnica cu care lucrezi acea părâmă de lut pe care o ai pe paletă, care este o culoare, indiferent ce nuanță ar avea, are un mister și o viață care foarte puțini oameni o pot înțelege. Pentru că roșul ăla nu este roșu. E o vopsea oarecare și ca să ajungă pe pânză și să stârnească emoții, e nevoie ca să treacă prin sufletul pictorului. Și dacă nu trece prin sufletul pictorului, nu va stârni niciodată emoții în niciun privitor. Atunci e doar o culoare acolo. E o vopsea. E o vopsea. Culoare, mari maestri, indiferent că au fost renascentiști, cei din perioada manierismului, baroc și așa mai departe, erau și mari chimiști, își făceau singuri vopselele. Au rămas secretele care s-au dus cu ei în mormânt. Și pot să spun că de mai bine de 60 de ani nu fac altceva decât de zi de zi studiez, frec și gândesc cum se fac vopselele, pentru că lucrările astea toate sunt lucrate cu vopsele făcute de alb la sine. Foarte puține sunt cele pe care le cumpăr și le amestec cu ale mele vopsele. Pentru că în momentul când o faci, știi ce ai pus acolo, dar când te duci la colțul străzii într-un magazin și ți-ai cumpărat un tub, nu știi ce ai cumpărat. E ca și când îți iei o conservă, dar nu știi câte euro mănânci. Același lucru este și cu tubul acela. Nu știi ce e în el, ce s-a băgat, cum, tu numai lucrezi, dar nu știi cu ce lucrezi. Pe când, dacă eu l-am făcut, știu că uleiul ăla l-am copt și l-am pierd 10 ani, 2 ani, 3 ani și l-am adus de l-am făcut la o intensitate pe care, intrând în pastă, eu pot să modelez pasta, să o fac ca un sculptor, să fac, indiferent că este o ie, că este un model, să zic, în care trebuie să iasă în relief un detaliu, eu deja știu că cu materialul ăsta pot să fac. Vreau mai fluidă, o fac mai fluidă, trece penzulația, pentru că penzula nu este ceea ce crede lumea. Penzula este unul din cele mai mari miracole pe care le ține omul în mână. În momentul când ai pus mâna pe o penzulă, trebuie să știi că când ai tras o linie, este perspectivă, formă, culoare, expresie și spațiu, mișcare. Toate astea dintr-o singură trăsătură de penzulă. Și dacă nu le cunoști pasta cu care lucrezi, n-ai să o realizezi niciodată. Dar cum începi să înveți? Care este începutul? Începutul este dorința de a te depăși pe tine. Asta este. Dacă te mulțumești cu puțin, cu puțin vei rămâne în viață. Dacă ești veșnic nemulțumit, mereu vei învăța? Mereu vei învăța și mereu vei distruge. Pentru că
Eu vă spun așa cum este. Eu am muncit în viață de când am fost tânăr, pictam zeci și zeci de lucrări într-o vară. Într-o vară. Eram peisagist, mai mult peisagist și toamna le priveam așa pe rând și le dădeam foc la toate, pentru că eram nemulțumit. Și iar o luam de la început, și iară, și iară, și iară. Și pe lângă că pictam, bine de vreme că pictam un câmp cu țărani care lucrau, sau un portret, o compoziție, nu eram satisfăcut, pentru că știam că drumul până la marea pictură este lung, lung, lung și greu ajunge acolo. Și astăzi încă consider că poate încă sunt la jumătatea drumului. Asta e condiția artistului de căutare. În momentul în care ajungi și ești mulțumit, s-a tras linie. Și nu mai ai nimic de spus. Și nu ai nimic de spus. Haideți să le spunem medeșenilor. Cine este Alexandru Vlasin? Ne spuneați înainte să începem emisiunea că vă trageți din neamul vlașinilor. Ce ne spuneți despre dumneavoastră? Din Maramureș deloc, apoi la Mediaș, o perioadă. Despre mine prea puțin aș putea să spun, pentru că ce aș putea să spun? Sunt un simplu om, un muritor de rând, care aspiră pe care sunt convins că Dumnezeu l-a învestrat cu niște calități, de asta sunt per convins, dar trăgându-mă din acea zonă istorică unde s-a spus cândva și astăzi că sunt dacii liberi, e adevărat că sunt oameni mai dârzi decât cei din părțile astea. Adică sunt oameni hotărâți și când și-au pus ceva în gând, îl fac. Când și-au dat cuvântul, e cuvânt. Nu ți întoarce spatele niciodată. Indiferent la greu, la ce ai fi, nu ți întoarce spatele. E alături de tine până la final. Cam așa sunt cei cu clop, cum se spune, și cu gaci. Din Maramu. Spuneți-mi, când ați descoperit, când v-ați descoperit talentul? Talentul? Care a fost, nu știu, primul contact pe care l-ați avut cu lumea artei? Ați trecut prin perioade dificile pe care tinerii de astăzi nu le cunosc. Foarte. Astăzi avem la dispoziție și pânză, și culoare, așa cum spuneți dumneavoastră, vopsele, nu culoare, și vopsele, vopsele da. Și artiști. Avem de unde să ne informăm, să ne inspirăm, să vedem. Atunci nu exista deschiderea aceasta care este astăzi. Cum ați început? E o poveste, dacă aș spune, probabil pentru unii ar părea ceva ieșit din comun. Când eram copil mic, aveam cam 2 ani și jumătate, așa, spre 3 anișori, vara în vacanță, asta e așa o amintire pe care am simțit-o, am trăit-o și acum vă dezvălui și dumneavoastră, că la puține lume i-am spus. Sora mea mai mare, care era mai mare, pentru că eram ultimul copil al familiei, în vacanță, vara strângea copiii de pe stradă, indiferent că ei m-au fetițe, băieți pe acolo, printre care m-au băgat și pe mine și au format așa o zisă clasă de copii. Eu am noi vreo 6-7 copii acolo și ea făcea pe descălița, sora mea, Ana. Și au început să ne învețe, 1 cu 1 fac 2, A, B, C, așa, și într-un an, 2 ani, și la un moment dat, știu că nu știu ce am greșit, și mi-a dat o bătută cu Jorda, doamna învățătoare, încât mama când a venit acasă și m-a văzut, tot eram numai dungi. Zice, mă, Alexandre, ce ai pățit? Păi zic, uite, doamna învățătoare, că așa trebuia să-i spunem, doamna învățătoare. Zic, m-a bătut, dar cine e? Păi, Anuța, sora. Ia, mă rog, o vin tata și eu spus să nu mai fac așa ceva, să ne învețe, dar să nu mă mai bate. Ei, ce s-a întâmplat? Cât de cât am învățat să citesc. Aveam până am 4 anișori și mi-aduc aminte că ăștia mai mari frații și cu alți copii au plecat la scăldat, s-au dus la scăldat și eu am rămas singur acasă, fiind mai mic, nu m-au luat cu ei. Și ce să fac? Era o scară la casă, la pod, cum era pe vremurile alea casele, și m-am urcat pe scara aia în pod și în pod era fel și fel de lucruri vechi, haine, și am găsit o ladă mare
care era așa cu un cui băgat acolo, provizoriu, am tras cui, am ridicat capacul și lada era plină cu cărți pe care tatăl le-o pus în pod acolo. Și am luat prin cărțile alea și le-am tot răspoit și la un moment dat am găsit o carte care m-a atras cel mai mult. Era cea mai spectaculoasă, groasă, era și roasă la coperță, așa am luat-o. De fapt, ce era? Că pe mai târziu am aflat, era un almanah. Și am început să-l răspoiesc și la fiecare pagină era o mare personalitate din istorie și din cultura universală. L-am văzut pe Newton, l-am văzut pe Shakespeare și cât și cât erau acolo. Nu m-a impresionat niciun, că era desenate așa cât de cât niște figuri acolo la lor. La un moment dat, pe o pagină, când o întorc, un desen cu un personaj straniu de tot. Rembrandt. Pe Rembrandt mai târziu, l-am văzut. Era un personaj straniu care stătea în picioare cu mâna întinsă și cu penzul în fața unui șevalet și ținea mână o paletă. Nu știam atunci ce înseamnă paletă, șevalet, pânză, penzule și așa mai departe. Era așa o figură serafică, așa divină era. Și m-am uitat și când l-am văzut, am început să citesc. Meșter Unicu. De fapt era România pitorească scrisă de Plahuță. Despre Meșter Unicu. Și am citit cât am citit și la încheiere, că era o singură pagină cu câteva rânduri acolo, se încheie din umbra de bordei, s-a ridicat pala neamului nostru. Am închis. Patru ani. L-am închis și am zis că ăsta vreau să mă fac. Impresionant. La patru ani, la să, patru ani. Să știi... Și după... Aceea am început, fără să-mi dau seama, fără știința mea, fără boia mea, să fur creioanele și cretele de la frații cei mai mari și să mă bag sub pat și prin curte pe toate gardurile și numai să desenez continuu. Și așa am început să desenez. Și de atunci n-am mai lăsat din mână. La școală ați avut un îndrumător? Au fost, dar mai puțini. Nu m-au... Nu v-au rămas în minte. Știți că în fiecare... Nu, cum să zic, cel mai mare profesor, exact ca și cum a spus Caravaggio. Și Caravaggio a fost întrebat, care sunt modelele tale? Și a întins mâna așa peste o piață și a spus, iată, astea sunt modelele mele. Așa că și pentru mine modelul este omul. Omul. Pentru că, cum a spus mai înainte de interviu, nimic nu este mai perfect în lumea asta decât chipul omenesc, indiferent la ce vârstă. Chiar dacă îl vezi acolo că e înfășurat în trei cârpe, are o frumusețe dumnezeiască. La maturitate, la bătrânețe, rămâne aceeași frumusețe. Indiferent că se schimbă în el ce s-ar schimba, dar frumusețea rămâne, dar trebuie să știi să o vezi. Ce bine ar fi dacă toți am vedea frumusețea interioară și nu ne-am ghidat doar după aparențe. E cea mai mare greșeală când te uiți la aparențe. Așa este. Este cea mai mare greșeală a unui om când se uită la aparențe. Uită-te și că nu caută să intri în găoacea aia de om care îl ai în față și ai să vezi o lume misterioasă, extraordinară. Acolo este lumea lui Dumnezeu. În fiecare descoperim. În fiecare descoperim mai mult sau mai puțin, dar fiecare avem în noi o lume. Ceva care scânteiază o perle pe care nici nu le bănuim că sunt de spectaculoase. Foarte frumos. Deși în contradicție cu faptul că dumneavoastră îmi spuneți iubesc omul, dar prefer doar să-l observ. Să mă uit la el. Nu vreau să interacționez. Pentru că știu că are răutatea aia pe care nu și-o poate elimina. O avem toți? Sau doar nu există om care să nu aibă răutate în el. Nu există. Chiar dacă e cu barbă și călugăr. Și el are invidie și răutate. Nu există. Pentru că așa e creat, e născut omul. Cain și Abel. Unii mai mult, alții mai puțin? Mai puțin. Alții se cizelează prin mănăstiri, prin rugăciune, dar tot există, la un moment dat vezi că are scăpări. Și scăpări. Are scăpări. Are așa scăpări. Am fost creați. Și bine, și rău, dar binele... Pentru că așa ne încearcă Dumnezeu. Așa ne încearcă.
ca să eliminăm ceea ce într-adevăr ar trebui să nu ne aparțină și să rămână scânteia aia care de fapt luminează. Care ne face să fim. Aia pe care ne-o dat-o și o spun. Eu sunt. Nu? Dumnezeu într-adevăr l-a creat pe om pentru el. Iar ceea ce ne înconjoară natură e creată pentru om, ca să ne bucurăm de ceea ce vedem în jurul nostru. Iar Dumnezeu se bucură de noi, că ne vede și nu vrea să ne piardă. Nu vreau să pierd pe păcătosul ăsta, să luptă cu tine ca să nu te piardă. Foarte frumos. Când ați luat drumul, să spunem, artei, ați început acolo, la 4 ani ați continuat, dar la școală v-ați dus în domeniul acesta mai departe? Nu. Ce studii ați făcut, așa de curiozitate? Studiile mele știți care sunt. Omul din fața mea. Și permanent? Permanent. Ați studiat. Am avut omul. Această putere și credință că studiind omul din fața mea nu mai am nevoie de nimeni. Și de nimic. Și v-ați înconjurat de cărți? Enorm de mult, enorm. A fost un autodidact? Da, mai mult autodidact, chiar mai mult. După ceea ce m-a spus la început, mi-a zis maestru Corneliu Baba, pentru mine a fost suficient. La 26 de ani? La 26 de ani. Prima expoziție? N-a fost o expoziție, a fost niște lucrări pe care personal am vrut să-i le arăt. Am ajuns foarte greu la el, pentru că era un om foarte sever, dar după ce am ajuns la el, ne-am împrietenit. În general, și mari artiști ai lumii, și Michelangelo, și Da Vinci, au studiat pe lângă un mare artist al timpurilor lor. Ați avut Verochio. Și dumneavoastră... Da, Verochio. Ați ales și dumneavoastră să aveți un om pe lângă care ați stat și de la care ați mai învățat? N-am avut de unde să-l găsesc. N-am trăit perioada aceea în care l-am găsit. Nu l-am găsit. Cum să vă zic, că în momentul în care muncești și pui suflet, să deschizi toate căile de a înțelege, dar să deschizi lumea, greu. Lumea mai mult sau de a înțelege omul? Tu, cel care cauți, îl înțelegi, dar îl înțelegi numai după un efort ieșit din comun și numai dacă ți-e dat tu să fii acela. Dacă ești ales. Dacă nu ești ales, desenul se învață până la o limită. Se trage o linie și de acolo nu mai poți urca. Dacă nu ți-e dat să urci. Dacă ți-e dat să urci, poți să ai și 16 ani și urci. Dacă nu ți-e dat, poți să ai 70-80 de ani și să stai toată ziua în fața planșetei și nu urci. Acolo rămâi, la diletantism. Nu urci mai mult, că nu ți-e dat. Nu ți-e dat. Spuneați că în tinerețe mai mult peisaje. Peisaje. Enorm de multe peisaje. Cum ați trecut la portrete? La oameni? Veneam, cred că aveam aproape în jur la 30 de ani și știu că veneam într-o zi de august. Era o căldură toridă, fantastică. Am coborât dintr-o pădure, era după masă, așa, spre 6 seara, luna august, începutul august era, și am nimerit în câmp deschis prin niște lanuri de porumb și de fapt era un drum pe care trecuse nu odată, de zeci de ori, cu șevaletul în spate și mă întorceam spre casă. La marginea unui sat, pe firul unei bâlcele, erau niște corturi de țigani. Se stabileau ei în fiecare vară acolo, mă cunoșteau toți puradei. Când treceau pe acolo, unii înjurau, alții aruncau, mă scuipau, nu știu ce. Ăia bătrâni strigau, leto, mă, pe limba lor pe acolo, știu ce. Și zicea, domnul pictor, zice, scopii, zice, iartă, zic, că era, n-am nimica. Și când am trecut de corturile lor, jos, că era mai sus, jos în vale, erau niște căsuțe de chirpici. Și când mă uit jos, am văzut o femeie care bătea cu un lemn niște saci și ciuruia acolo conciur și sărea niște pleavă așa. M-am oprit, m-am uitat
Era o femeie îmbătrânită înainte de vreme, dezbrăcată, de la brâu în sus era goală, avea o roche toată ruptă, desculță, despletită, săraca. Și o întreb, zic, ce faci, Lele, acolo? Păi zice, ce să fac, dragă, zice domnule, zice, uite, fac niște grâu, am adunat niște spice, să fac niște făină, să fac o bucată de pâine. Zic, dar unde ții bărbatul? Zice, în casă, zice, zace pe pat, că-i bolnav grav. Ce are? Păi zice, are de toate, și paralizat și... Casa era, cum să zic, de plâns. Puteai să bagi așa palma în crăpături. În loc de la geamul nici n-aveau sticle, erau niște cârpe puse acolo. Am plecat mai departe, n-am zis nimic, dar am rămas așa cu o imagine stranie de tot. Pe urmă, au trecut lunile și cam prin ianuarie am coborât tot pe drumul ăla, printr-o zăpadă mare până în genunchi, seara, și corturile tot acolo erau ieșea fumul pe sus prin corturi și auzeam puradeii cum vorbeau pe acolo în limba lor în corturi. Și apare după corți un bătrân, un cortoral, mergea spre corturi. Și Doamne ajută, Doamne ajută, și când arunc o privire în vale, văd căsuța bătrânei, toată ninsă, acoperișul căzut, și mă întorc și zic, auzi, bătrâne, zic, dar unde-i femeia de aici? O, zice, o murit el, zice, și după el, la scurt timp, o murit și ea. A murit. Așa un șoc am avut, încât m-a zguduit. Și am zis, ce înseamnă condiția umană? Ce înseamnă omul? Și atunci, încet, încet, de la peisajele alea care le pictam, și până atunci, cu țăran, cu ce mai făcusem portrete, încet, încet am lăsat peisagistica și am trecut la om. După zeci de ani, am ajuns pe malurile Senei. Și la Muzeul Roden m-am întâlnit cu bătrâna mea, goală, la Paris, în Muzeul Roden. O sculptură a lui Roden, exact parcă era bătrâna mea, în marginea unei comuni. Și m-am uitat și a spus la soție, zic, vezi, bătrâna asta, cu zeci de ani în urmă, a văzut-o în România. Ce interesant! Și acum, de câte ori am fost la Paris, totdeauna mă duc să mă întâlnesc cu ea. Mergeți să vedeți. Da, o chestie, am emoții că... O chestie frumoasă pe care am citit-o despre dumneavoastră, că în fiecare an, când aveți ocazia, mergeți să vizitați un muzeu sau două muzee sau trei, dacă sau puteți, din lume. Le-ați vizitat pe toate? Mai sunt muzee pe care nu le-ați vizitat? Ar mai fi, dar, cum să zic... Ceea ce mă interesează așa la sufletul meu, chiar am vorbit cu soția, i-am spus ceea ce mai îmi doresc cu adevărat să mai văd încă o dată Rondul de Noapte. Al lui Rembrandt. Al lui Rembrandt, da. Pentru că la Amsterdam mă duc pentru el. Pentru Rembrandt mă duc, mai am încă doi picturi așa pentru care, dar Rembrandt în primul rând. Care e al doilea pictor care vă place? Al doilea este Vermeer. Vermeer. La olandez. Și al treilea? Din Olanda? Nu din Olanda. Un al doilea, nu din Olanda. Din Olanda aveți 2-3. 2-3. E Caravaggio. Caravaggio. Am umblat pe urmele lui Caravaggio prin toate muzeele, unde am știut că la mii de kilometri, dacă am știut că undeva e un Caravaggio, m-am dus să-l văd. Da, ce vă impresionează la Caravaggio? Totul. Totul. În primul rând, el ca om a fost un om ieșit din comun, straniu de tot a fost. Un om care nu... Puțină lume s-a putut apropia de el. De fapt, și nu vreau să spun acum, că, dar era conștient de valoarea lui. Era conștient și știa că, într-adevăr, e un mare pictor, e un revoluționar al picturii. Și, într-adevăr, a și revoluționat pictura. După el a venit barocul, Rubens, Rembrandt n-a făcut altceva decât l-a studiat, l-a adâncit și a dăinuit aproape până la David. Caravaggio. Caravaggio. Caravaggio, până la David. Dar astăzi, după lecțiile pe care ni le-a lăsat, rămâne același titan. Adică lumina e aceeași, cum spunea și Corneliu Baba, lumina e aceeași ca pe vremea lui Rembrandt, umbra e aceeași ca pe vremea lor, nimic nu este schimbat.
culoarea aceeași, aceleași chipuri, numai că straile de pe noi sunt altele, nu mai purtăm, nu știu cum, pantaloni sau... Așa este. Da, dar omul este același. Se mai poate naște un artist care să-l poată, să-i poate echivala pe acești artiști ai Renașterii? Am convingerea că va veni un timp, dar... Când și știți de ce vă întreb? Pentru că studiindu-i pe acești mari artiști ai lumii și aprofundându-i, cred că ai tendința să pui o tușă din artistul pe care tu îl iubești și pe care îl studiezi și cumva să se simtă când îl vezi să zici, parcă mi-aduce aminte de cineva. În momentul când lucrez și mai ales la o astfel de compoziții mari cu zeci de personaje, trebuie să fii foarte atent că poți să cazi în anumite detalii care să nu ți aparțină. Asta să fie, poate, fără boia ta, să-ți dai absolut seama, numai după un timp să te trezești că, de fapt, aici e ceva din, să zicem, din Caravaggio, e ceva din Rubens, dar în momentul când ajungi de stăpân pe tine, pe tehnică, atunci nu mai e. Pentru că... Atunci explodezi tu. Atunci ești tu, devii tu, la fiecare trăsătură de pendulă, pentru că în momentul, cum am spus, trăsătura de pendulă este totul. Este formă, este culoare, este perspectivă, racursiul care este cel mai greu în pictură, anatomie, expresie și atunci toate astea la un loc e un tot care îți aparține. N-ai cum să fii un Caravaggio, pentru că Caravaggio avea temperamentul lui. Eu nu mai pot să fiu Caravaggio și indiferent cine ar încerca în lumea asta, nu se poate. Pentru că era... Suntem unici. Din toate punctele de vedere suntem unici. Că omul e același, la mine, Caravaggio, Leonardo, Rembrandt, să zicem Corneliu Baba, că l-amintesc că este ultimul mare pictor al românilor, Corneliu Baba. Omul este același. Dar în felul și modalitatea prin care te exprimi îți aparține că tu, cel care stai în fața pânzei, ești unic tu ca om. Și n-ai cum să fii nici Baba, nici ăla, nici ăla, ești tu. Ești tu, altul nu poate fi în locul tău decât tu. Uite, eu v-aș întreba cât de mare e atelierul dumneavoastră văzându-vă lucrările? N-ai nevoie de un atelier mare. Dacă ai în tine lumina și umbra, poți să pictezi într-o baracă să fie 2x2, atât de mic, într-o bucătărie de apartament. Dar unde vă întindeți pânza? De exemplu, avem niște tablouri imense aici în spate. Da. Spuneau băieții de la muzeu că a fost nevoie poate de 7 oameni ca să le ridice, să ridice, da, un adevărat, astfel de tablou. Astea sunt mai grele. Dar, de exemplu, se poate picta într-un spațiu foarte mic și să vă spun și cum. Pe vremuri, și Rembrandt, când o picta Rondul de Noapte, nu a avut un atelier ca să facă față. Probabil l-o pictat într-un alt spațiu, dar ce se întâmplă? Pânza se rulează. Așa este. Se rulează. Se face sul și desfaci numai cât pictezi. Și restul o lași. Dar asta numai în momentul în care ești stăpân pe compoziție. În care știi. Că dacă, de exemplu, nu l-ai tot în fața ta, te pierzi, nu poți să-ți dai seama. Dar dacă ești stăpân pe tine, chiar dacă toată pânza este rulată și n-ai numai un metru, să zice, știi că metrul ăla trebuie să fie legat și să aibă continuitate la ceilalți 5 metri care deja stau rulați. N-aveți un șevalet atât de mare, sau nu aveți? Dar pe vremuri așa lucrau ei. Așa lucrau. Pânzele erau întinse pe șasiuri cu șnură. Și aici sunt câteva care au în spate șnură. Au rămas șnurul pe ele acolo. Desfaci șnurul, le faci sul și Pluta Meduzei a lui Géricault. Care, nu, ați văzut la Paris? Nu. N-am văzut-o, am văzut. E o pânză grandioasă de 7 metri. S-a dus cu ea și a expus-o în Anglia, la Londra. O putut să treacă peste canal cu pânza aia... imensă. O dus-o sul, o ajuns la destinație, o desfăcut-o, întins-o pe cadru și o expus-o.
S-a întors cu ea înapoi, a făcut o sul. Interesant. Așa se... cum a lucrat-o, nu cum a transportat-o. Că cum a lucrat-o. Secretele a tehnicii sunt atât de vaste încât puține lume poate ajunge să le cunoască cu adevărat. Ați luat pe cineva lângă dumneavoastră? N-am găsit. Tânăr. Nu și-a dorit niciodată un tânăr să zică, maestre, vreau să stau lângă tine. Probabil sunt mulți care ar vrea. Fur din secrete. Dar să vă spun ceva. Să dai secretele unui om care nu merită, e un păcat. Până nu încerci, nu știi dacă merită sau nu merită. Van Eyck, care de fapt este inventatorul tehnicii, nu a picturii, nu le, a tehnicii mari. S-a dus cu el toate secretele în mormânt. Cu el s-a dus. Iar Rubens, la vremea lui, a fost foarte darnic, pentru că a trebuit să fie darnic, că el a avut peste 100 de angajați. Rubens. Să învețe. Și nu, el n-a avut elevi, cum cred unii sau citesc că au avut elevi. El nu a avut niciodată niciun elev. Nici n-a pregătit pe nimeni de la început să-l învețe. La el toți cei care intrau, toți erau deja picturi formați. El spunea așa, un pictor trebuie să lucreze 25 de ani, cel puțin. Ca să... Cel puțin 25 de ani și abia după aia să creadă că face pictură și e pictor. Terminau 4 ani, 3 ani sau cât făceau la un meșter, meșterul chema și îi dădea un pic în mână și îi spunea, du-te la Florența, că am acolo un prieten și du-i plicul ăsta. Și pleca tânărul, plicul. Când ajungea acolo, meșterul citea, da, rămâi la mine, pentru că venea de la celălalt meșter. Și stătea un an, doi, trei, cât credea de cuvinte și mai dădea un alt plic și pleca mai departe. Poate ajungea la Roma, ajungea la Madrid sau la Londra. Și 25 de ani așa călătoreau și învățau. Și după 25 de ani, Rubens îi folosea ca colaboratori. Și atunci le dădea secretele tehnicii. Astăzi mai există astfel de grupuri, nu știu cum să zic, nu mai există așa ceva. Și astăzi, de exemplu, dacă ai avea un om să zici, uite, am lucrat eu astăzi până aici, dar o lună de zile lipsesc, mă duc, am o problemă, nu știu unde, mă duc la Paris, că nu știu ce vreau să văd acolo. Tu continui mai departe, că lucrarea trebuie să fie terminată, nu știu când, că e expoziția cu tare. Dacă ai lăsat-o pe mâna altuia, nu mai e continuitate. Pentru că nu mai sunt cunoștințele de tehnică și de meserie cum era odată. Pe o pânză din aceea pe care o vedeți în pradă, în Louvre, indiferent unde vezi, au lucrat câte 5-6 oameni. Au lucrat la ea. Unul a fost pictor animalier, altul a fost de naturi statice, altul a fost portretist, altul era pictat cai sau nu știu. Și toți. Și când e terminată, nu știi care o lucrat. Un singur artist își pune numele. E unul singur. Așa și ei, de fapt, sunt 5-6 acolo. Și el, de fapt, zici că e Rubens. Dar nu e Rubens. Vezi un tablou mare în Prado și scrie Rubens. Dar nu e Rubens. Acolo e Jordan, acolo e Fit, să zicem, care mai era? Mai era încă un Van Dyck care era la fel. Da. Și secretele astea s-au dus... Ultimul care l-a luat cu el în mormânt a fost Jordans. O trăit cel mai mult, mai vârstă decât toți. Cu el s-a dus toată pictura flamandă. Odată cu el s-a încheiat pictura flamandă. Toate secretele s-au dus. S-a încheiat o perioadă. Și de atunci se luptă lumea, dar nu se mai poate. Din cauza că uleiul este un mister să știi să-l pregătești pentru pictură. Nu iei ulei și te apuci. Uleiul se prelucrează, se fierbe, se decantează lung. Nu mergem pur și simplu într-un magazin, mi-am cumpărat, pregătesc. Cu așa ceva n-ai să faci pictură ca să ajungi să zici că sunt un mare pictor. Niciodată. Mă rog, lucrez, dar în comparație cu ceea ce vezi lângă un mare maestru ca Rubens sau să zicem Leonardo sau alții, nu mai vorbesc de Rembrandt, este... ceva care de neatins. Și astea o atingi numai în momentul în care ești omul care îți faci vopselele, ești răzit de cel de sus
ca tu să fii ăla, atunci ajungi. Iar dacă, pentru că ce se întâmplă? Te naști, ai un desen dumnezeiesc, ești un mare desenator. Dar nu... Îți lipsește că n-ai culoare. Ești desenator, ai culoare, n-ai știința compoziției cu care, iar un har cu care trebuie să te naști. Știința compoziției te naști sau o înveți? Te naști cu ea. O înveți până la o limită. Ca asta așa trebuie dar să după fie. Aia simți. După aia începe să fie... În interior. Din tine să dai. Și dacă nu ai ce să dai, rămâi iară la o anumită linie pe care nu mai poți depăși. Dar acum depinde... Pentru depinde de cel trimis, de sus, dacă ți-o da sau nu ți-o da. Ce ai fost trimis, care e destinul. Sunt foarte multe calități pe care trebuie să le ai ca să fiu cu adevărat un om complet, să faci picture. Enorm. Deci dumneavoastră... Și în primul rând trebuie să fii om. Să fii om. Înainte de toate. Să fii om, să-ți cunoști limita și să fii modest. Să stai acolo, să nu crezi. Banca ta. Că Dumnezeu are grijă de tine. Dacă te ridică El încet. Trebuie să îți dă El în fiecare zi câte ceva, fără să-ți dai seama și numai vezi că ajungi și crești ca o ciupercă în pădure. Spuneți-mi, ce lucrări ați ales să expuneți la Muzeul Municipal Mediaș? Sunt compoziții istorice, portrete și, în primul rând, sunt subiecte din dramatismul trăit de ardeleni. E Horia, Horia, proclamația lui Horia, care avem acolo. Acolo este proclamația lui Horia. Dincolo este Avram Iancu, intrarea lui pe Câmpia Libertății. Iar asta este cu întemeierea Moldovei, descălecarea lui Bogdan. Și cumva ne gândim și la ziua de 1 decembrie, într-un fel sau altul, la neamul românesc, la continuitatea poporului. Au fost, dacă Mihai Viteazu a făcut prima mare unire, primul mare ideal al românilor, după el au venit alții care au continuat lupta și consider că au luptat cu o credință pe care n-au putut s-o miște toate imperiile lumii, indiferent că a fost un simplu om în opinci care a fost Horia. După el a venit Iancu, a venit școala ardeleană care pe urmă a pus bazele cu adevărat a inteligenței ardelenilor și pe urmă au venit mari bărbați ai neamului care au făcut unirea la 1 decembrie, la care într-adevăr trebuie să ne gândim și să ne aplicăm în fața lor, pentru că dacă ei nu erau, astăzi nu era România Mare. Deși ne lipsește încă o părticică din ea, dar nu sper, sunt convins că cu timpul va veni și va fi alături iară de Marea România. Când pășiți într-o galerie, la ce vă gândiți? Ce așteptări aveți când mergeți în galerie? Când mă duc într-o... Când intru într-o galerie, în primul rând, mă duc pentru anumite lucrări. Nu mă duc pentru toată galeria, sau pentru tot muzeul. Trec din fața lor, mă uit așa, că de fapt toți sunt pictori. Odată ce ai intrat în Louvre, ești pictor, nu se mai comentează acolo. Dar și acolo sunt unii care se destăinuie. Nu fiecare pictor... Asta vroiam să zic în... Cu ei și pânzele astea. Dacă cineva va sta în fața lor și va ști să le pună întrebări, vor vorbi de la sine singure. Fără să fie nevoie. Nu e nevoie să faci un mare efort. Te uiți la ele și ai să înveți culoare, ai să înveți tehnică, ai să înveți cum să freacă vopseaua și îți dai seama singur de anumite mistere ale picturii. Dar numai cu condiția ca să știi să pui întrebări. Nu spui întrebări, rămân mute și n-ai să intri în taina lor niciodată. Rembrandt, într-adevăr, și astăzi vorbește. Deci muzeul este o lecție înainte de toate. Muzeul este un mare profesor care vorbește în continuu, dar trebuie să știi cum să stai în fața lui ca să îi pui întrebări și să primești răspunsuri. Că dacă te duci ca un simplu vizitator și te uiți că asta este goală, ăla este nu știu cum, pleci de acolo cum ai intrat. Exact. Așa este. Câte lucrări expuneți la muzeul la Mediaș?
Deocamdată cred că sunt aproape, la 200 aici. La 200. Aproape, zic, nu le-am numărat, pentru că mai am acasă, că mi-ai putea face încă o expoziție. Deci putem să umplem toate spațiile din muzeu și mai aveți acasă. Ai mai putea să umplu încă niște galerii, dar deocamdată rămân astea aici. Și aici sunt foarte multe care nu sunt terminate. Și la care o să mai reveniți? Aici, da, după ce pleacă expoziția de aici și ajung în atelier, continuu lucrul la ele mai departe. Dar le-am adus tocmai pentru ceea ce v-am spus înainte, ca să vorbească lumii și celor care sunt interesați și să-și pună întrebări, să vadă că se poate intra în misterele picturii. De aceea le-am și adus și nu sunt terminate. Domnul Vlasin, dacă ar fi, nu știu, să le spuneți celor care se gândesc că asta este menirea lor în lume, să picteze, să exprime frumosul, le-ați face vreo recomandare? Le-ați da vreun sfat? E greu să trăiești astăzi din artă. Sfatul meu știți care este? Dacă într-adevăr ai încercat odată, de două ore, și a trecut un an de zile și te chinui și vezi că din mâna ta nu iasă o linie, atunci du-te și fă-te bucătar. Nu mai încerca. Pentru că ești o pacoste pentru artă. Dar așa sunt cum enorm spus de mult impostori în ziua de astăzi. De aceea au ajuns arta unde este. Pentru că fiecare care o pune mâna pe o pensulă și imaginează că pictează și cine știe ce minuni face. Dar așa cum a spus, ai nevoie, poate, de cei 25 de ani ca să cei ai 25 de ani experiență. Și pe lângă cei 25 de ani îți mai trebuie ca să fie ales. Ca să poți să expui. Pe lângă 25 de ani, pentru că atunci era o meserie care se preda până la o anumită limită, dar de acolo mai departe deja începe harul. Și dacă acel har nu-l ai, rămâi cu meseria pe care ai învățat-o. Știi poate să desenezi, știi să pictezi până la o limită, dar nu ajungi să creezi rondul de noapte. Un elev al lui Rembrandt, adică un elev, un ucenic, cum erau pe vremurile alea ucenici, după 20 și ceva de ani a notat în jurnalul său despre rondul de noapte și a spus că va trece veacuri și orice lucrare va sta lângă rondul de noapte va fi ca o carte de joc. Atât a fost de conștient de valoarea maestrului. Cum a compus-o și descrie. Compoziția ei este ceva fantastică. Cum a compus-o el, lumini, umbre, mișcare și așa mai departe. E, ce se întâmplă? Asta ce a fost? A fost harul pe care l-a dat Dumnezeu. Și Rembrandt, să nu uite nimeni, că astăzi am văzut fel și fel de filme cu el și denigrat, că și astăzi deci a început lumea să-l denigreze. La moartea lui s-a găsit o singură carte pe care a răspăit-o și mama lui, bătrânica mama acolo sub taripile acelea de la Moara de Vânt, că tata lui a fost morar. Și citea în fiecare zi, bătrânica citea în Biblie. El a pictat-o de multe ori citind Biblia, Rembrandt. Și el, la rândul lui, același lucru a făcut. A murit și în casa lui a fost o singură carte. A murit sărac, dar în schimb era Biblia, lângă ea a murit. Și atunci să nu ne mirăm că Dumnezeu i-a dat ce i-a dat. Pentru că în momentul când se naște cu adevărat o personalitate, să știți că nu vine întâmplător în lume. E pregătit cu încă 3-4 generații înainte, e pregătit ca să vină. Nu vi așa la întâmplare, cum își imaginează. O născut Marișca un copil la maternitate și că când se vor uita la ea, ce frumos, și ăsta va ajunge ceva în viață. No. E pregătit de generații înainte și asta îl pregătește cel de sus. Pe fiecare generație îi dă câte ceva, o calitate. Și dacă te uiți la... Păi Grigorescu s-a născut nu întâmplător din familia în care s-a născut. A fost un copil sărac, adică sărac, după ce a murit taică-s-o, că a rămas copil. Mama lui l-a învățat să scrie și să citească. Dar în schimb a fost dintr-o familie de artiști, pentru că și fratele lui mea mare era pictor. Așa. N-a fost așa cum își imaginează cineva. Și la ei erau din generație în generație, toți erau. Și a moștenit?
Astăzi mai vedem într-o familie generații întregi de oameni, cum a fost generația Breuer, cum a fost atâtea generații de mari artiști, bunici, străbunici, nepoți, strănepoți și așa mai departe, toți să ajungă titanei picturii, nu mai vezi așa ceva. Poate vor mai veni. Nu, mă. Chestia asta mă îndoiesc. Poți să trăiești astăzi în meseria de artist? E la fel artistul de astăzi ca artistul nu de altă e, dată? Nu mai e, nu mai e. Înainte mari pictori stăteau la masă cu rei și împărați. Era? Astăzi stau la masă cu borfașii și boschetarii, prin crijme. Așa că nu, meseria de pictor, de fapt, nu e meserie. E un apostolat să fii pictor. Sunt mai mulți sfinți decât pictori. Dacă te uiți pe calendar, începând de la 1 ianuarie și până la sfârșitul anului, în fiecare zi acolo să sărbătorezi cu un sfânt, 2, 3, 10 sau mai nu știu cât. Și dacă e o națiune, să zicem, a noastră, națiunea română, așa, câți pictori avem? Avem vreo 6 pictori, cu adevărat, să zicem, magi. Pictori. Dar sfinți sunt destul în fiecare zi și pictori sunt vreo 5-6. Nu-și pune nimeni întrebarea oare de ce? Să se întrebe cineva, numai la asta să se uite, pe calendar și să se uite la istoria artului. Cum de avem de 2000 de ani, avem numai câțiva pictori care numere pe degetele la două mâini sau la o mână, cu adevărat. Oare de ce? Oare de ce? Da. Eu spun să îi invităm pe medeșeni să viziteze expoziția. În sâmbătă, începând cu ora 12, va avea loc vernisajul expoziției. Dumneavoastră veți fi prezent aici. Sper că da, oameni de cu ajutorul valoare, lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Oameni valoroși vor fi aici alături de dumneavoastră, care vor vorbi despre opera dumneavoastră, despre critici. Poate veni oricine să vorbească ce vrea, sunt atât de indiferent. Nu-mi doresc decât un singur lucru, să dea Dumnezeu încă sănătate și să mă întorc înapoi la Șevalet. Mă așteaptă încă două lucrări mari pe care mi le doresc încă în viață, la vârsta care să le pot picta. Care sunt îmi doresc aceia? Extraordinar de mult. Pânzele sunt întinse, dacă vă spun, poate credeți că e absurd. De peste 15 ani stau pânzele întinse. Întinse? Pânze mai mari ca astea, grandioase. Am două subiecte la care meditez de vești și vești de ani. Încă n-a venit momentul? Acum, după ce plec de la acest vernisaj, una din pânze se urcă pe șevalet și o să încep lucrul la ea. Maestre, eu vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat din timpul dumneavoastră să vorbim. Eu vă vorbim mulțumesc și le mulțumesc tuturor celor care vor veni sâmbătă la vernisaj și vă doresc multă, multă sănătate și să vă bucurați de zilele pe care Bunul Dumnezeu ni le dă în viață. Și de oamenii cu care... Și de oameni. Fără ei nu putem exista, indiferent că sunt răi sau buni. Sau buni. Avem nevoie, indiferent cum ar fi, avem nevoie de ei. Așa dar este. Trebuie să fim și atenți cum trecem pe lângă ei. Așa este. Mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Seară bună să aveți, doamnelor și domnilor, o să vedeți o parte din această expoziție pe materialul nostru, dar ce este mai valoros și mai prețios rămâne pentru expoziție, să veniți dumneavoastră aici să o vedeți.